După Franța și Grecia, o altă țară impune vaccinarea obligatorie pentru toți angajații din sistemul sanitar. Este vorba de Ungaria, care cere tuturor doctorilor și celorlalți angajați din sistemul medical să se vaccineze. Și cei care vor dori să lucreze în acest domeniu vor fi nevoiți să se imunizeze pentru COVID-19. Noile măsuri vor intra în vigoare din 15 august. Vaccinarea lucrătorilor din domeniul sănătății este importantă pentru a proteja atât sănătatea proprie cât și pe cea a pacienților. Tot șefa Departamentului de Epidemiologie a precizat faptul că Ungaria se apropie de al patrulea val al pandemiei și a vorbit despre importanța administrării unei a treia doze de vaccin, în contextul în care varianta Delta devine predominantă în mai multe state din lume. Israel a început deja vaccinarea populației cu a treia doză de ser. Aceasta este administrată persoanelor care au peste 60 de ani. The decision was based on considerable research and analysis, as well as the rise in risk of the Delta variant wave. Israel has already vaccinated 2,000 immunosuppressed people with a third dose with no severe adverse events. And now we're rolling out a national third dose campaign. Guvernul israelian speră că prin luarea acestei decizii, o nouă carantină la nivel național va putea fi evitată. Chiar și așa, decizia autorităților israeliene a fost dur criticată de mai mulți experți din domeniul medical. Aceștia au precizat că guvernul israelian trebuia să mai aștepte pentru a aduna mai multe informații, în special că Administrația Statelor Unite pentru Alimente și Medicamente nu a luat încă o decizie oficială cu privire la această nouă doză. În tot acest timp, protestele împotriva deciziei autorităților referitoare la vaccinarea obligatorie, dar și la certificatul digital continuă în Franța. Protestele au ajuns la un nou nivel după ce un bărbat care deține mai multe spații de publicitate în Franța a pus imagini cu președintele Emmanuel Macron îmbrăcat în ținuta lui Adolf Hitler. Pour moi, la vaccination n'est pas un problème, c'est un choix individuel. Mais le pass sanitaire s'est devenu un frein à la liberté. Bărbatul a fost dat în judecată de avocații președintelui Franței, care îl acuză pe acesta că reclamele pe care le-a pus sunt o insultă publică. Cazul a devenit cunoscut la nivel național și se pune acum întrebarea unde trage Franța linia dintre libertatea de exprimare și cea de ofensă.